Consiliul Local a fost convocat în conformitate cu dispoziția articolului 133, aliniatul 1.507/2019 privind costul administrativ, în ședință ordinară prin dispoziția primarului numărul 125 din 01 iulie 2020. Avem 5 puncte pe ordinea de zi. Înainte de a da cuvântul domnului președinte, aș vrea să solicit Consiliului Local scoaterea punctului numărul 1 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind numirea arbitratului societății cu răspândire limitată de Consiliului Local de Gospodărie Comunală Gura Băii SRL. O altă solicitare se referă la cerere de înmuire depusă de domnul consilier local Panțăru Alecu, înregistrată în data de 07.07.2020, dumneavoastră se deplasează, are o programare la un cabinet medical la Bacău și, în cuvântare de dispoziție codului administrativ, a solicitat Consiliul ca să fie înlocuit. Înainte de a da cuvântul domnului președinte, în conformitate cu dispozițiile codului administrativ, supun aprobării Consiliului Local procesul grevar la științei ordinare din luna iunie, din 20 iunie. Materialul a fost dat Consiliul Local. Cine este pentru, împotrivă? Mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte pentru a supune la scoaterea de pe ordinea de zi a punctului numărul 1, urmând ulterior să citească ordinea de zi și să o supune spre aprobare Consiliului Local. Mulțumesc. În conformitate cu dispozițiile articolului 133, aliniatul de urgență, numărul 57/2019, privind codul administrativ, vă invit în participare la lucrurile ședinței ordinare a Consiliului Comunal, ce va avea loc în ziua de joi, 9 iulie 2020, ora 9, în Căminul Cultural al Coatei Comunei Curaului, cu următoarea ordine de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului societății cu răspândere limitată serviciul public local de gospodărire comunală cu rapă XRL. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției modernizare sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat, prin gestionare inteligentă a energiei electrice în infrastructură de iluminat public din Comuna Curaului și Dăscău. 3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Coatei Comuna Curaului și Dăscău. Și numărul 4. Proiect de hotărâre privind propunere de rectificare a bugetului local la Comuna Curaului pe 2020 și 5 diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Companiile mi s-a scos pe mine. Și supun la vot. Realizării lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice.
Articolul 7. Comuna Gura Găin va aproba documentația tehnico-economică DARI și indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiect. Articolul 8. Acea întreprinderea prezentă odată se asigură de către primarul comunei Gura Găin, domnul Mihai Ciavaleric. Articolul 9. Prezentă odată se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege instituției prefectului județului Bacău, primarul comunei Gura Găin, se aduce la conștiință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina proprie pe internet. Mulțumesc! Dacă doriți să primați să ne spune la cuvânt, atunci supunem la punctul numărul 2. Cine este pentru? Nu s-a putut
face grevarea, când prima zi de grevări în cadrul bugetului este din 1 a 7. Da, deci al doilea semestru. Da. Mai dorește cineva să se la cum? Nu? A, domnule. Dacă la Fulti mai avem cineva să-i dăm pe parcurs. Deci am făcut o solicitare de sume destul de substanțiale pentru rectificare, dacă ne-am dat un procent cât de mic ar fi să sunt câte lucruri. Că de știu eu, cu la dealul la biserică, se lucrează la casa asta de cală și deja are datoria. Deci s-au făcut cheltuieli anticipate de părinte de dimineață din 10.000 de lei. Bani buni. Să fii sănătate, că asta e important. Referitor la punctul divers,
Păi, nu sunt mașini două disori, dar s-a învățat în bolovanii aia mari, de la Ion Gioravă de acolo, încerca să împingi în bolovanii. Păi, mașini două disori, nu știu, nu-i ușor, dar... De la Ion Gioravă în zona, că sunt fișuri cu păltinata și spre... Da, la zona aceea. Spre... Spre Nadal? Spre Tata, spre Nadal. Da. Păi, Dumbrava, nu știu, e bine. Da. Și e... Nu vreau să mă repet, dar a zis domnul Gătar, cu tema înainte, încerca să mai configurați un pic drumurile astea. O să închiriați un grede și o să puteți a început lumea să trăie, a început lumea să dat care e un aspect, când ce sunt șuroia de drumurile și avaria cu colapsoarea de apă. Încercați să mai puteți să corija puțin, dacă se poate drumurile astea sunt grede. O zi, două, cât se poate. Da. Și la făcând acolo să rezolvă problema. Mulțumesc. Vă dau răspunsul puțin. Bun. Autobuse. Am vorbit. Am evitat să iar probat, iar spus în cazul lui. Efectiv, luni chemăm vrederul și, domnul Sare, o să aveți amabilitatea, ne-a fost să vedeți coordinatul. Deci cea mai bună soluție este ce spui că intervin, cea mai bună soluție ca cei care se întâlnesc din anumite zone, să-i implicăm să vedem, domnule, aici
și verbale prin proiectul european. Există la Sacic Postmediul 1000 metri de, dar până nu se mută insula, nu putem trece la faza 2. De aia și efortul mici. Sau efortul mare de acum Sacic, să mutăm această linie. Sunt 35 de case. Și ce comandă pentru ei, în 2016, chiar puțin, închidei la jurnalță, care sunt în casă, televizoare, să se retează. Dacă o pot, de-aia vă spun. Să aveți grijă, când dumneavoastră folosiți de curând în campanie, că asta e campanie, am trecut prin așa. Poate să prezentăm lucrurile, cum să fie. Bă, eu nu zic cum e, bă, nu mă pot scola doar aia acolo. Eu bani n-am luat niciodată. Poate am scăpat un bani acolo. 10 lei și acolo la femeie și mașină. Dar în rest, acolo la femeie. Nu pot să ce vă mai vreau să vorba? Drumul la Mătucani. Cele trei drumuri de mine. Drumul de la Gârghiță Marea, la Marcelino din Rom, sunt aprobate la Ministerul de Recuperare, a ieșit lista sinteză, cu aceste drumuri, 3,8 km. Săptămâna viitoare intrăm cu comisia tehnică, adică se duce primarul, proiectantul și prezentăm proiectul. Și se trece la asfaltarea, la efectuarea de rigore, sancturi betonare, aceste patru lucruri. Acest lucru nu mai face nimic. Adică, va mai fi oare de dimineață, nu va mai fi. Drumurile mele vor rămâne mai. Și aș vrea să vă mai spun. Mă bucur. Și o spun cu toată, așa, cu toată certitudinea și responsabilitatea. N-ați fost oameni, nu mi-ați. N-ați mutat pe platformă. N-ați mutat. Dar dacă, în 2016, când plăteam aici hărțile, domnul Pantilu, pare că nu ești, am votat un proiect al meu prin CNI sau prin Ministerul de Cultură, de la fața de aprobare cu Consiliul Local până la implementare. Nu mai puteți votul ca să spun așa, că eu sunt smecher în proiectul Europene. Eu le știu eu pe toate pe internet, dar durează minim 3 ani, nu am avut. Minim 3. Avem proiect de 12,5 km. L-am depus de două ori, dar proiectul nostru știți ce înseamnă? Țiglă, cap coadă, cu cărți, funcțiare, extrasă de cărți, funcțiare, tot, studii, tot, cu geul, reactualizată, lucruri care nu au fost niciodată cu urmă. Politic nu mi s-a finanțat acest proiect. Dar dacă vă am venit, acel proiect e tot, se lucrează, se lucrează bine. Se va deveni. Eu sper că poate fi și una fac. E posibil să mai cam nu este problemă. Dar este o promisiune mea că voi termina cel tămin. Și aș vrea să știu. Acum au fost niște neconformități în proiect. L-am reconcut și l-am reactualizat să fie o clădire modernă din care și dumneavoastră, domnilor, consiliere, vă fie cinste, vă mândriți. Și v-aș putea de informație. Pare bine. Terenul de scurt, săptămâna asta le vine, ca vine, le vine, poporul sintetic, se va definiva. Le-a promis copiilor de lucrurile din 2014 oare. Acum s-a dat Dumnezeu, s-o pot, s-o putea face, s-a de mare. Că toți suntem așa ca o clipă de relație și la o clipă de sinceritate. Faptul că am plătit cu fiecare în pe 6 lei. Faptul că, de exemplu, comune, bravo, 5.000 de locuitori, 7 sate. Ștefan cel Mare, 5.000 de locuitori, 7 sate. Noi primeam 60 de milioane, eu 6 miliarde.
cu 6 care îi dea pe domnul Avalon, dar tot într-un bine și într-un berca, 12 miliarde cu 12 miliarde mărțeam în fiecare an, în fiecare an mărțeam câte 7-8 km de asfalt de urmă. La capitolul asfalt, nici o bucură. Dar tot sper și cred în Dumnezeu. Nu mai spun mai departe, că nu vreau să plec în la Polini. Cu drumul de ce? Uitați-vă dumneavoastră câte răutate, domnilor. Să duc la asta cu ușa și o să iau aici la masă. Și fac și o să iau cu ușa. Noi, doi din cap. Ce? Cum a luat o pisică a domnului Brașoveanu? Președintele Consiliului Local. Și domnule, din cauza primăriei care este obligată să facă rigole și sancte. Rigole și sancte la noi le-a făcut în fiecare an. Domnul Nesca la toată și nu v-a spulat. Păi ce rigole avem noi? Ce sancte avem? Mai mult de la Macovei, mai mult de la Nidelco, mai mult de la Stalovița, nu niciodată, sau la Pot, sau asta, nu. Fiindcă am făcut și s-a muncit. Oamenii de utilaj au muncit necondiționat permanent. Ce treabă are cu toată gaura de mediu cu șoțele care nu mai pus-o în Oculești? Niciodată. Are treabă cu cele două straturi de bitum la rece care nu s-au pus. Este treaba Consiliului Județean. Specialiștilor, pregintelor de sanție, comisie de recepție. Trebuie să fie după grață. Și am să spun, s-a mai spus, s-a să trec cât voi putea eu. Este vina lor. Pe cum tot trebuie să-i te-a spus, îi plăcea, spui tu când îi cau la Nicolă și poate la CNI. CNI va spune. Noi pe CNI cu ăsta de când am lucrat domnul Trebuie, dar nu mă vota. Pentru aia ta, pentru că vreau să-i dată. În 2008 nu se vreau să-i dată. Păi dacă duce la CNI, nu te-a lucrat cu pasfațarea la domnul Vrețean, încă doi ani, oamenii cu una mai de trei. Ce bine pe poporul lor, cui bine? De ce să ne mințim în toată această prima de oră? Își bat tot de mine. Un lucru este clar, să dea Dumnezeu și de mine cu bine. Să se relaxeze treburile, eu cu 1000 de oameni și pe dumneavoastră, să vă rog să țineți semnături. Și mergem acolo, cu plancanța. Berea vrea cu un județean de 19, nu mai putem trăi în comuna aia la urmă. Pompiere, papuloră, salvarea asta la vedești care în fiecare zi. Ce bătaie de joc poate de zică să vă spun toată inima și pe frică. Fiindcă știu că nu pentru că au de neamnă și dumneavoastră și noi suferim în fiecare zi. Mergând pe acel drum, simțim așa că ne se urcă pe un de deja. Cam asta am. Suntem pe cea panicată doar pentru binele comunității. Vă spuneți, voi ce vă am profesat de asta? Ce mai ești? Ești postul? Ce mai spune? A, ce mai spune? Hai să vă spun ceva. Mai am o singură întrebare ca să dată răspuns la urmă. Da. Referitor la divergență, domnul Dăbaru, puțin mai mult. Ce spune că am revenit? Ce problemă? Am de preparat este în modul când vin acești oameni la nivelul comunului, la nivelul localității, să aibă prioritate acele lucruri care le veți moderniza. De ce sunt treaba asta? Gândiți-vă la ce posturi veți spune, atât pe dumneavoastră ca administrator, cât și pe noi ca beneficiari. Pentru că ăla o să vină, o să facă drumul. După aceea o să vină asta de noi, nu o să se fie șapte ani până de și să rupi tot. Părerea mea este că să aibă prioritate să oprească orice lucruri, în cele 4-5 km care sunt, să bagi în postul acolo cu prioritate. Ca în momentul când vin drumul, să nu mai vin probleme. Și încă o întrebare mai multă. Ce statul este de implementat acea hotărâre prin care noi am dat, am personalizat drumurile străzile din comună? Era hotărârea pe care se denumea o străzi, se denumea. N-am primit niciun link, nu se vede niciun efect, nu avem nicio informare. Dacă domnul secretar, domnul primar, Trebuie să-i trebuie la data, trebuie făcut lecția o de iluminat. Vă dați seama, oameni.
modernizarea centrului asupra care dumneavoastră a promis 2 ani de zile, de la pietre arată de acolo, s-a mai legat de mâna. Deci este un problemă când inițial. Știm ce aia ta e, nu am fost o înștiințare către ei, acolo. Este cel lucru care sunt legat de două, pe o singură fază, sunt legat de 20 de clase, sunt pe sângură. Trebuie schimbat. Dar de ce să schimbe? Atât este la Gracias.
vreau din altă parte, cum fost bani, să fie licitat. Vedeți, vreau să-l puse. Da, în momentul când urmă, trebuie să ai un interes la din acest gen, pentru că vine la punctă, dacă vine la concurs, încălcați vei. Thank you.